Ieri, în orașul Strehaia, a avut loc ședința ordinară a lunii august a Consiliului Local. Importante proiecte pentru cetățenii zonei au fost votate de pe ordinea de zi. Conform dispoziției numărul 323/2021, se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local Strehaia pentru data de 31.08.2021. În ședința ordinară a Consiliului Local din Strehaia au fost discutate mai multe proiecte importante pentru această zonă. Un punct de pe ordinea de zi a constat în decontarea din bugetul propriu a lucrărilor de modernizare și dotare executate în cadrul Spitalului Orășenesc din Strehaia. Cine este pentru? Unanimitate. Un alt punct important de pe ordinea de zi a constat în aprobarea unei expertize în cadrul proiectului Reabilitare și Modernizare Strada Vasile Alexandrii și Strada Matei Basarab. De asemenea, s-a votat proiectul privind întocmirea documentației tehnico-economice pentru creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în mai multe unități de învățământ. Comisia Juridică, Comisia Economică, Comisia Urbanism, Comisia Cultură Sănătate. Avem ceva discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate. Noi proiecte importante vor avea loc în orașul Strehaia, atât în domeniul sănătății, cât și al infrastructurii rutiere.